Aștept să se schimbe alții. Așa e. Încerci să-i schimbi pe alții crezând că viața ta se va schimba în bine. Dacă creierul este hrănit, celelalte organe îți garantez că sunt hrănite și ele. Deciziile pe care le au sunt în raport cu ceea ce consum în ziua respectivă. Poate suna extrem de ciudat ce spun acum, dar testați acest lucru. Pofta de dulci, o foame ascunsă. Totuși simțeam această stare de oboseală, de devitalizare, de lipsă de energie. Care ar fi proteinele pe care le-ai recomandat? E o hrănire falsă și atunci organismul își cere din nou drepturile. Această buclă devine ca un cerc vicios în fiecare zi pentru că tu nu știi unde să oprești. Și e foarte clar că este o infuzie foarte mare de zahăr într un creier al copilului. Nici un centenar nu se bazează pe lucrul acesta. Un om în momentul de față îl consider nefericit din mai multe puncte de vedere. O, nu. Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. viața ni s-a complicat atât de mult încât nici nu mai realizăm că existăm. Gândesc de ce exist a lui Descartes. Mai e valabilă? Amintiți-vă că 95% din ceea ce suntem până la 35 de ani se acumulează în subconștient, după care corpul rulează automat un set programat de comportamente și reacții emoționale. Cu alte cuvinte, corpul conduce spectacolul, ne spune Joe Dispensa. Adică trăim pe pilot automat în majoritatea timpului. Ni se formează un set de automatisme care ne controlează viața, atitudini, aptitudini, obiceiuri, comportamente, convingeri, reacții emoționale, răspunsuri și percepții. Toate sunt programate subconștient, iar mintea devine subordonată corpului. Dacă continui să te gândești la aceleași probleme, conștient sau inconștient, vei genera mai multe probleme similare, ne spune Joe Dispenza. Încă te mai gândești la faptul că te-a jignit cineva acum două săptămâni? Unde-ți concentrezi atenția, acolo se duce și se și consumă energia. De câte ori pe zi te oprești și conștientizezi? Cum mă simt și cum gândesc? Uneori trec luni și ani în care uităm să ne autoevaluăm. Dacă trec 5-10 ani și ai aceleași obsesii, n-ai iertat, n-ai uitat, n-ai avansat și n-ai progresat cu nimic să știi. Există o sincronizare permanentă între creier și corp. Creierul monitorizează în mod constant modul în care corpul se simte și pe baza feedback-ului chimic pe care îl primește, va genera mai multe gânduri care vor produce chimicalele corespunzătoare felului în care corpul se simte. Așa că noi, în primul rând, începem să simțim în felul în care gândim, după care gândim în felul în care simțim. Și tot așa. Dacă vrei să te schimbi, trebuie să gândești diferit de cum te simți. Schimbarea este un act intenționat care ar trebui să controleze simțurile. Ne spune Joe Dispenza aștept să se schimbe alții. Așa e. Încerci să-i schimbi pe alții crezând că viața ta se va schimba în bine, când de fapt cheia este să te schimbi tu pe tine. Orice piedică ai, tu trebuie să fii mai mare și mai puternic decât problema cu care te confrunți. Nu uita, repetă-ți în minte permanent. Cum mă simt și cum gândesc? Astfel, ești mult mai conștient și în controlul vieții tale. Se spune că stomacul este al doilea creier. Păi atunci, modul în care te hrănești influențează modul în care gândești. Rămâi aici să înțelegem cum se materializează la nivel fizic, psihic și emoțional hrana noastră. Te aștept să interacționăm! Îi spun bun venitul lui Aurelian Vasile, naturopat. Bine venit! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Mulțumesc de invitație! Ce înseamnă, de fapt, naturopatia? Naturopatia, după cum și numele ne spune, este o cale cât mai naturală de a ne menține corpul pe o fază homeostazică, adică căutăm căile naturale, căile de programare naturală, în așa fel încât noi să ne menținem această sănătate naturală o perioadă cât mai lungă de timp. Sunt relevante și astăzi leacurile băbești? Credem, pe lacurile băbești se bazează chiar și medicina actuală, deci au o relevanță legată de modul în care ele au fost dezvoltate, dar modul în care au fost promovate nu sunt exact așa cum, cum au fost ele integrate de către bătrânii noștri în mediul de vindecare al satului, a cătunului, dar pe ele am evoluat. Deci s-a transmis o informație, acea informație s-a sintetizat într-un mediu mai academic și s-a dezvoltat mai departe. Acum naturopatia ia cadru științific, ca și fitoterapia, devine științifică, modernă, și toate aceste plante, cum le numim noi leacuri băbești, sunt importante și relevante în viața noastră de zi cu zi. Și ele sunt o informație, un mediu de viață, un mediu de evoluție. E o diferență aici între naturopatie și e, fitoterapie, tocmai ai amintit. Da, naturopatia cuprinde practic cam toate elementele, de la nutriție, intervenție în stilul de viață, ajutorul plantelor, partea de lucru energetic cu corpul, mișcări energetice, acele mișcări de înviorare, de tonifiere, flexibilitate, elasticitate. Deci, practic, naturopatia înseamnă mai degrabă o intervenție în stilul de viață a persoanei respective, pe baza unei cauze sau unui eveniment, a unui simptom. În a căuta practic problema respectivă exact acolo unde este cauza e adevărat. Când vorbim de leacuri băbești, parcă are așa o tentă negativă. Depinde cum am promovat ideea asta. Plantele au fost cele care au fost primele sintetizate și dezvoltate anumite substanțe. Deci medicina s-a bazat pe plante? Da. Se spune că mâncăm adesea emoțional. Se poate mânca și altfel. Se mănâncă informațional. Pălgă emoțional. Adică, în anumite stări emoționale ale noastre sau de conflict interior, putem consuma alimente instinctiv, pentru că așa suntem programați, din punct de vedere genetic, a consuma alimente ca noi să, să eliberăm acele substanțe care ne fac să ne simțim mai bine. Există o morfină secretată la nivel de hipotalamus care uh, ne oferă o stare de plăcere, o, o stare de recompensă. Deci o produce corpul. O produce corpul. Este natural. Suferim emoțional din cauza hranei? Da. Ai senzația că din cauza stărilor tale emoționale mănânci uh, disfuncțional, mănânci uh, diferite alimente, dar de multe, de multe ori, în practică, am observat că tocmai din cauza alimentelor dezvolți anumite stări emoționale sau le amplifici. Deci alimentul are rol, o, rolul să și mențină o stare de echilibru emoțională, o stare de echilibru cât mai aproape de ceea ce ești tu în esență, de calm, de relaxare, de pace. Problema au fost și vor fi întotdeauna. Nu ai cum să uh, treci peste ele sau nu ai cum să te izolezi de lume. Și în munți și la stână dacă stai o să ai o problemă cu mediul, pentru că acolo sunt animale sălbatice, vei fi atacat, vei fi înconjurat de o pace poate prea apăsătoare pentru tine. Deci oriunde ne, ne, ne plasăm, ca și indivizi, vom avea o situație de rezolvat. Deci există cumva un cerc în care exact. intri și faptul că ai schimbat mediul nu neapărat se schimbă. Nu se rezolvă problema. Că tu ești același. Exact. Poate că mediul acela mai curat te poate ajuta să ai mai multă energie sau să fii, nu știu, un pic mai clar, mai focusat. Stările de panică pot avea legătură cu alimentația? Da. Experiența asta am avut-o și eu de câteva ori și mi-am dat seama că alimentația are un impact major asupra stării mele de bine sau recuperarea mea după starea de anxietate foarte puternică era mai rapidă. Iar pe o perioadă mai lungă de timp, efectul acestui atac de panică s-a diminuat atât de mult încât cumva problema mea a rezolvat-o, să spunem, și cu ajutorul alimentației ceea ce e un lucru extraordinar de important. Și ai descoperit ce anume îți făcea rău? Diferite alimente, să spunem, de tip fast food, cofetărie, junk food, diferite produse dintre astea carbogazoase pe care le consumam. Într-adevăr, aveam un stil de viață mai disfuncțional, nu puneam foarte mult accent pe odihna mea, pe relaxarea mea, pe relațiile mele, iar foarte important pe modul în care consumam alimente, pe scopurile mele, intențiile pe care le aveam în perioada aceea. Ai o istorie personală, ai ajuns la naturopatie, în urma unei experiențe ajuns, personale. Da. Ce s-a întâmplat? Naturopatie pentru că așa a vrut Divinitatea. Chiar mă gândeam în acea perioadă de ce trebuie să experimentez eu acest lucru, de ce trebuie să experimentez stările de oboseală cronică sau acea lipsă de vitalitate, de energie. Și mi-am dat seama ulterior că acest lucru practic a fost școala mea, în care am învățat pe propria piele că în primul rând este posibil, și ăsta e cel mai important de înțeles, întotdeauna este posibil să te recuperezi. Uh, și în al doilea rând traseul pe care l-am avut, poate că pentru mine a fost unul mai uh, meticulos, dar uh, sintetizându-l am reușit cumva să-l uh, implementez mult mai rapid în stilul de viață a oamenilor cu care lucrez. Dar să ne întoarcem la ce s-a întâmplat ca asta e esențial, <laughs> am trecut prin niște episoade de anxietate. În urma lor, capacitatea mea de a funcționa s-a redus foarte mult, undeva la 60-70%. Cum de altfel se și întâmplă, nu eram un om foarte special, dar atunci am descoperit aceste lucruri. A urmat o perioadă de incapacitate de a mai face jobul, consumul de alimente foarte distructive din punct de vedere chimic, biochimic. Aveam cam o perioadă de, ții minte, un an, doi ani în care consumam tot felul de, de la prăjituri până la tot ce, ce puteam, se poate spune că mâncam emoțional, nu știu, nu cred, pentru că la o perioadă de, când am renunțat și am văzut acul cântarului meu că au atins 145 de kilograme, atunci a fost momentul declașator. Nu, a, asta mi-e foarte greu să cred că ai avut 140. O să-ți las o poză before and after. <laughs> after cu mine. Dar atunci a fost momentul declașator în care m-am întors și am spus stop până aici. Ăsta este momentul să-mi recapăt viața. Nu am știut ce să fac, am făcut ceea ce eram obișnuit să fac în copilărie, adică sport făceam foarte multă mișcare, și am cât mai mult afară, mi-am făcut curat în viața mea personală, mi-am văzut de drumul meu și traseul a fost unul cât se poate de natural pentru mine. Nu spun că a fost ușor, dar a fost natural și m-a condus în direcția asta. Am testat diete, am testat stiluri de viață, am testat forme de meditație, de rugăciune. Am testat tot ceea ce are plante, ceaiuri, toate experiențele acestea pe partea psihoterapeutică, de la constelații până la uh, lucru în interiorul meu, tot am testat până să ajung să-mi dau seama că cel mai mult pe mine, în cazul meu, m-a ajutat uh, alimentația și modul în care eu uh, funcționam în, în ziua respectivă și cum înselectam alimentele. Deci relația cu... Hrana cu alimentația da. pentru tine a fost da. decisivă. Da. da, pentru că într-un aliment, ca și într-un om, există Dumnezeu, există o ființă vie. El trebuie să fie un aliment, trebuie să fie o ființă vie. Chiar dacă anumite forme de alimente sau anumite structuri alimentare trebuie preparate pentru a fi consumate, nu îi se întrerupe procesul benefic pentru organismul uman. Cum a spus și profesor Mecinikovski, noi consumăm genomul unui produs. Care trebuie să fie compatibil cu al nostru, nu incompatibil. Pentru că altfel starea noastră de uh, uh, oxidativă este mult prea mare. Se creează o sufocare la nivel de celulă. Păi, și când ne dăm seama că ceva este benefic. Păi, și nu. Primele reacții sunt cele emoționale, surprinzător. Nu te așteptai să zici, băi, mă, graj, mă balonez, mă, nu, dar primele reacții ale ei. Insuficienței nutriționale, cum îi spun eu, este de tip emoțional. Iritabilitatea, anxietatea, o stare de confuzie, o stare de a căuta ceva, pentru că omul până la urmă a fost, fost programat vânător să caute lucruri când nu îi ajungeau. Și acest, această stare, acest comportament nu a dispărut. Doar că a fost adaptat. A fost adaptat, sau nu, în ultima perioadă nu l-am mai înțeles. Am transferat acest comportament către zona foarte psihiatrică, să spunem, și nu ne-am dat seama că o disfuncționalitate nutrițională poate să conducă la evenimente de genul acesta. Există un pattern? În general, alimentația care crește foarte mult nivelul de zahăr în sânge, foarte rapid, o alimentație care nu are o identitate clară adică nu a fost crescută în natură, o alimentație cât mai ușor de asimilat, cu un, un, raport caloric foarte ridicat, dar cu un pattern nutrițional foarte scăzut. Asta îl face pe om să consume instinctiv, impulsiv, pentru că ambele tipuri de alimentație nu se termină în stomac sau în intestin, cum spunem noi. O parte din minerale, vitamine, nutrienți, nu mai spun de proteine sau lipide, acestea se pierd pe parcursul transformării alimentului, corect? E foarte simplu. Nutrienții aceia sunt necesari unui corp, unui creier, care are nevoie să fie cât mai șarp, cât mai activ în zilele acestea, unde informația este foarte rapidă, multidimensional în toate zonele respective. Nu mai stăm pe pajiște să ne relaxăm după o moasă copioasă, să ne uităm un pic la uh, verde, la tot ce înseamnă frumos în jurul nostru și să apreciem viața. Nu mai avem timp de acest lucru. Dar ce vreau să spun este că pe ambele tipare, atât... Uh, cel toxic, cât și cel corect informațional, alimentația are practic același proces, acela de a elibera la sfârșit anumite substanțe chimice care să ne facă să ne simțim în siguranță. Doar că o alimentație corect biologică, pe parcursul ei, eliberează niște semisubstanțe care sunt benefice corpului și sănătății lui în menținerea echilibrului biochimic. O alimentație toxică, nu poate face acest lucru pentru că nu sunt acele substanțe. Combinația dintre elemente poate este una disfuncțională. Reacția, se pot crea diferite reacții de intoleranță sau alergice în unele cazuri. Sistemul imunitar devine foarte reactiv la tot ceea ce se întâmplă în interior, atacă anumite molecule. Să înseamnă că sistemul imunitar împrumută energie. Cine ar trebui să facă asta? e un efort pentru el să lupte în permanență, să neutralizeze toate aceste substanțe. În schimb, dintr-un măr nu ai ce să neutralizezi, pentru că acolo proporția de apă este foarte crescută și hidratarea este foarte eficientă prin legume și fructe, pentru că este legată, apa respectivă este legată de molecule de vitamine, de minerale, anumiți nutrienți, fibrele acelea solubile, insolubile, etc. Și atunci corpul rămâne hidratat? Pe o perioadă mai lungă de timp. Ăsta este secretul. Cu cât hidratare se face pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât corpul poate extrage din nutrienți mai mult lichid. Adică este ca o pompiță adiacentă, programată de către Univers, care să ofere diferiți nutrienți, chiar și apă, pe o perioadă cât mai lungă de timp corpului. Poate că tu nu ai timp, ești într-o ședință, ai ceva de făcut sau poate faci și sport. nu? Deci cu copilul te focusezi, conduci. Dar acești nutrienți își fac treaba lor acolo, în tăcere, în liniște. Și asta este un dar divin. Ni s-a oferit acest lucru pe tavă, doar să ne bucurăm de el. Vorbeai de doctorul Menci și te-am auzit la un moment dat că spuneai că a testat o pâine uh -huh. după rugăciune. O, dumnealui a spus-o într-un într cadru oficial, la TV sau nu mai știu, oricum emisiunea am văzut-o pe YouTube. Și informația uh, era diferită în urma rugăciunii, informația moleculară a pâinii se, respective. Se schimba... Și-a schimbat forma moleculară, una mult îmbunătățită. Mi s-a părut fantastic. Nu am ajuns să fac acest lucru, sper să ajung să-l fac și să am aceleași rezultate ca și domnul profesor. Când vorbim de oboseala cronică. Specialitatea mea. Cum ajungem? specialitatea ta pentru că ai trecut prin asta? Da, asta am experimentat pe o perioadă cât mai lungă de timp. Deși fizic eram recuperat din punct de vedere al normo uh, greutății mele, datele mele somatometrice erau ok. Totuși simțeam această stare de oboseală, de devitalizare, de lipsă de energie, o apatie și mi-am dat seama că 1. Reacția inflamatorie la anumite alimente este una destul de uh, puternic prezentă. Absorția nutrienților în corp uh, este blocată din cauza acestor reacții inflamatorii în corp. Uh, nu trebuie să ai reacții inflamatorie doar când ești supraponderal sau obez. Am văzut reacții inflamatorii prezente și la persoanele normoponderale sau subponderale, adică o avitaminoză foarte puternică în organism. Mai degrabă, oboseala cronică este prezentă acolo de unde acolo unde nu există energie stocată ca să poată să fie eliberată. Adică, dacă nu ai de unde... Nu ai de unde se cere. Nu se cere, nu se dă, nu există. Can... Și tot timpul hrana are o energie pe care noi Sigur. o preluăm, Sigur. o stocăm și apoi o, o eliberează corpul, o folosim Sigur. atunci când avem nevoie de ea. Sigur că da. Așa se programa Și dacă nu e? Și dacă nu e, organismul începe să transmită anumite semnale apar diferite stări de oboseală, o lipsă de concentrare, o, chiar și o lipsă de echilibru, anumite chimicale în corp se debalansează special pentru a te trezi. Simți că ceva nu e bine. Și ați spune, măi omule, mergi și alimentează-te pentru că este momentul să cauți asta. Mai mult adrenalină se eliberează, de aceea modul acesta de luptă sau fugi este prezent în rândul omului pentru că el nu are nutrienți. Și atunci, automat, se eliberează această stare de a căuta hrană. În dreptul tău, ai identificat anumite alimente care te îți făceau rău? Da, sunt alimentele astea generale. Prea mult gluten, prea multe făinoase consumate, absorția rapidă de nutrienți combinat cu diferite uleiuri vegetale, anumite uleiuri vegetale din clasa mai degrabă a uleiurilor omega-6 consumate exagerat de mult. Toată această combinație îmi crea o reacție. N-aș putea spune alergică, dar o reacție de intoleranță. O reacție de proastă dispoziție, slabă energizarea corpului. Se spune adesea că stomacul este al doilea creier. Informația în stomac nu ajunge în stare neapărat. Ea ajunge, cum să spun, ca să înțeleagă, sub formă de bucăți de alimente. Nu ajung chiar toate alimentele. Eu spun că ultimul creier, nu știu dacă al treilea, este colonul. Pentru că foarte multe minerale, foarte multe uh, resurse pentru organism se mai extrag și de acolo. Apă, fibre. Deci ajunge informație acolo. Ajunge informație, da. Informație este și când defecalizăm. Tot informație, dacă o analizăm în, la microscop, sunt bacterii, sunt resturi, resturi de medicamente, toxine eliminate, în mare parte undeva proporția este crescută, 70-80%, sunt bacteriile care și-au făcut treaba la masa respectivă. Bacterii bune? Bacterii bune. Sau bacterii toxice. Depinde de situație. Dar organismul, oricum, nu mai are nevoie de acea flotă. Se creează o nouă flotă de bacterii specifică alimentației pe care noi o consumăm. Ele au un impact asupra genelor. Genele prescriu molecule prolongevitate sau antilongevitate. Că alt cuvânt nu găsesc acum. alt termen. Bun. Și ele în ce mod dau un impact la nivelul creierului? La nivelul percepției noastre, nu știu, barnament, pot să iau niște decizii proaste pentru că am mâncat ceva rău? Păi, ei decizii n-aș putea să le uh, catalogez ca fiind proaste, dar sunt uh, confuze. Nu e niște decizii a unui om care este hrănit, care, a unui om care este uh, hidratat. Iar deciziile pe care le au sunt în raport cu ceea ce consum în ziua respectivă. Poate suna extrem de ciudat ce spun acum, dar testați acest lucru. Că un om care nu are îndeajuns de mulți nutrienți, el nu este capabil să exercite niște sarcini în ziua respectivă. Nu că nu este capabil. Uneori nu se pot ridica din pat. Pentru că nu ai resursele necesare ca organismul să dezvolte o energie atât de puternică la nivel de, de corp intern. Să recupereze, pentru că alimentația nu doar ne hrănește, nu? repară celule, îmbunătățește anumite celule la un sistem de organe, etc., etc. Deci tot corpul evoluează. Hrănește uzină. Hrănește uzina în permanent. O uzină care este programată să se... Ăsta să se autodistrugă pe o perioadă, dar cât mai lungă de timp. Cât de mult sunt, suntem influențați de mediul în care am crescut în momentul în care avem anumite pofte. Cei care au fost crescuți cu, nu știu, crem și tot felul de preparate și semi Mâncare care nu e chiar așa vie. Da, nu e, nu e o mâncare foarte vie. Infuzia asta de mâncare, de foarte, foarte multe produse, vine la pachet cu diferite problematici. Am văzut acum că rata obezității în rândul tinerilor și adolescenților este destul de crescută, mult mai mare decât în, în perioada noastră, spunem anii 70, 80, chiar și anii 90. Deci a oferi din dragoste unui copil nu înseamnă neapărat că tu o să-i faci bine acelui, acelui copil. Transferul ăsta informațional se face de la părinte la părinte, dar ce se face mai important este cel educațional. De-aia unul din scopurile mele este acela de a introduce alimentația în, în școli și licee, pentru că e nevoie să învățăm corect la ce ne ajută alimentația. Alimentația nu ne ajută să avem un body fit, un beach body sau ce vrem noi așa în perioada asta noastră de adolești. Ea ne ajută să ne... Ducem la bun sfârșit sarcine pe o perioadă cât mai lungă de timp. Sunt combinațiile alimentare o cauză a stărilor noastre proaste? Um, acum, da, depinde ce combinație Uite, alimentare. Îți dau un exemplu, Te rog. ca să-l analizăm concret. Cărnați, fasole, brânză, ouă, pâine și un suc de portocale, la aceeași masă. Nu cred că se poate consuma atât de multă atât de mult aliment. Ba da, dai, eu cred. Da? Pentru că dacă mergi la un hotel care este mai darnic, ți le pune pe toate astea și dacă tu le-ai luat și le-ai pus pe toate pe farfurie, asta mănânci. Păi eu zic să facem un test imaginar. Imaginează-ți că punem într-un blender toate aceste produse și le mixăm. Și blenderul respectiv ia forma stomacului, sau for, stomacul nostru ia forma acelui blender. Și ne uităm la el ca și informație ce s-ar face în următoarea perioadă, cam două-trei ore, cu tot acest... Mix de alimente. De deci, aceea, recomandarea mea este să nu căutăm mai mult de o sursă, două de proteină la masă. Dacă deci... este vegetal, am putea să o combinăm, uh, nu din cauza lipsei de aminoacizi, dar permite absorția uh, produsului mai rapid. Dar ce proteine merg combinate? Eu, eu combin proteinele de tip vegetal. Proteinele de tip animal prefer să le consum cât mai simplu, pentru că absorția lor este un pic mai îngreunată. Procesul de degradare, de descompunere, deci putrefacție am, în cazul cărnică, deci că lângă carne vântul... niciodată nu poți să vii cu fasole sau nu, nu poți să vii cu că brânză. Nu, da. Procesul de, de degradare va fi încet, încetinit. Perioada de uh, absorție va fi între 6 și uh, 12 ore, ceea ce nu recomand să stea un, un produs 12 ore într-un corp. Și atunci, alegem surse foarte simple. Dacă consumăm proteina de origine animală, atunci vom consuma alimente cât mai vii și cât mai puțin neprocesate, pentru ca clorofila, toate substanțele astea benefice, să ajute la, să spălarea proteinei, la curățarea rezidurilor uh, animale. De ce are semnul asta concret? Carne? Cum să zic, mușchi, carne sub formă Dita? de condiment, cum spunea profesorul Mark Hyman, condimit, <laughs> spune el, să forma, să spunem, cam palmei, ne ajunge la o masă. E de ajuns. Nu, nu trebuie să consumăm atât de multă carne cum eram obișnuit. Și ca acum studiile arată, că și carnea crează dependență. Ca și zahărul. Are același impact asupra creierului. Plus o salată, nu? Bine. O salată, da. Și atât. Carne, salată nu și prăjiți, puțin... Nu, nu cartof prăjiți. Nu uleiuri trans. Alea sunt foarte oxidative. Nu are sens. Adică creștem nivelul de oxidare și acesta se vede pe corpul nostru, pe fața noastră, pe um, energia noastră, nu Când pe nu dispoziția ai... pe care noi avem. Poți să te simți cu energie după o astfel de masă complicată? Nu ai cum. Pentru că toată energia este distribuită pentru a degrada cât mai repede acele produse, pentru că ele devin toxice. Deci se duce la digestie. Exact. Și atunci creierul este un organ care este lăsat un pic în urmă. Fix acel organ de care noi avem foarte multă nevoie, poate în ziua respectivă, că tu ai un proiect, după masă ar trebui să faci ceva, să scrii repede sau, nu știu, vrei să faci anumite lucruri. Nu știu câți dintre noi mai avem munca aceea fizică, ancestrală, de șase, opt ore pe zi de lucru cu natura. <laughs> Și atunci nu mai putem să ne uităm la asta. Alimentația trebuie să fie una de performanță, o alimentație care evoluează, nu neapărat alimentația, ci și stilul de viață și antrenament și suplimentare și plantele și ceaiurile, ele, noi trebuie să ne uităm acum la ce avem noi nevoie să facem în momentul acesta. Care însemna că toată mâncarea noastră ar trebui să fie gândită în mod special pentru creier. Da. În mod special pentru că aici este, aici este cea mai mare a, acces, cea mai mare luptă a noastră în fiecare zi. Aici avem nevoie de resurse. Aici avem nevoie de resurse. Și foarte multe recomandări de obicei nu consuma fructe după amiază. Eu nu sunt de acord cu asta și pot să spun și de ce. Și are foarte mare logică. Este pentru că după amiază creierul obosește și fix atunci are el nevoie de mai multă fructoză, de mai multă energie decât în mod normal. Dar fructul acela trebuie să-l consumi liber, poate un mix de 1 două fructe. Și nu imediat după masă? Și nu imediat după masă, între mese. Și îți este de ajuns ca și nivel de energie. Dar dacă vorbim de uh, o mâncare de tip fast food, să zicem că avem un cheeseburger care are probabil în el brânză, asta e, are cheeseburgerul, carne, cartofi și la un moment dat da, îți da. și un suc acidulat. Nu, nu putem să vorbim despre mâncare pentru că asta nu e mâncare. Am putea să vorbim doar de a construi niște lucruri pe care noi să putem să le uh, putem să le... Ingerăm, să ne umple stomacul, și de acolo anumite informații. Eu când mă refer la mâncare, mă refer la un aliat care să mă ajute pe mine să-mi duc la bun sfârșit sarcinile, să-mi creez o stare de uh, antioxidativă în corpul meu, prolongevitate și să am capacitatea să fiu multitasking exact așa cum am fost noi programați. Păi înseamnă că atunci, atunci când mâncăm așa ceva, de fapt, luăm un dușman, nu luăm un aliat? Da. Un dușman care uh, nu acționează rapid. Nu e un dușman, nu este ca și când am consumat uh, o travă în lor. Este un dușman care îngreunează procesul tău de, de evoluție în fiecare zi. Că este una, eu merg pe ideea evolutivă, da? că este una uh, profesională, uh, este una personală, socială, uh, fizică, exercițiu fizic. Nu poți să te duci dacă vrei să faci două ture, nu poți să faci două ture de stadion sau de bazin, toată viața ta. Vrei să performezi, nu ai două ture, peste o lună încerci și o patru, etc., etc. Deci trebuie să fie până la urmă, un stil de viață. Da. Dacă vorbim de proteine, care ar fi proteinele pe care le-i recomandăm? Eu recomand proteinele cele mai aproape sau primele construite de natură, proteinele de tip vegetale. Nu sunt. Concret, la dacă bază, poți să spui, nu știu, fasole? Păi avem fasole, năut, linte, quinoa, uh, tofu organic sau tot ce se construiește din zona aceasta. Mai avem și în ciuperci o parte Soia? Din proteine. Soia? Că e la bază e tofu. Deci e să... Uh -huh. După aceea se cântă și alege peștele, următoarea sursă de proteină. Nucile, semințele sau mai avem și partea de alge și ele sunt o bază proteică destul de ridicată. Dacă noi ne referim la proteine, noi ne referim de fapt la aminoacizi. Până și păstura aceea, un las complet de aminoacizi, care se absorb instantaneu în corp, păstura de albine. Deci, noi nu trebuie să ne referim neapărat la proteină. Proteina este compusă din ceva. Aminoacizii sunt esențial corpului. Unii sunt de sinteză, alții nu. Și atunci căutăm acei aminoacizi care se degradează, se, se eliberează rapid și care au un rezidu metabolic cât mai scăzut. După aceea urmează proteina de. Reziduală animală, o brânză și ultima eu o clasez proteina de tip animal. Și dacă vorbim de grăsimi? Grăsimile vegetale, dar grăsimile care conțin la bază omega-3 sau uh, uh, derivați din, din această zonă omega-9, cum este uleiul de măsline, precursor de omega-3, uh, grăsimile de, din uh, nuci semințe, uh, cocosul, iar foarte foarte eficientă în perioada asta în zona asta. Cum e cu amidonul? Pentru că aici este o discuție contradictorie. Con... Cumva, așa. Am crescut cu porum și cartofi. Și nu bine, dar se transformă fost... în zahăr. Da, da, ami... Zah... da, e o sursă de energie. Doar că ai nevoie de amidonul acela pentru că el creează până la urmă acești grași cu lanț scurt, e extrem de benefici corpului uman. Acum amidonul nu mai este aliatul tău, ci devine practic un fel de adversar prin acest proces uh, de transformare în, uh, în zahăr. Dar el este extrem de eficient dacă noi îl consumăm alături de produse vegetale și nu îl consumăm alături de anumite produse animale. Adică aș putea să mănânc cartofi... Ai dar... putea să mănânci linișticări. Eu sunt un om care mănâncă mulți cartofi. Sau porumb, dar să-l mănânc cu salată, cu altceva, da. cu ceapă. Eu, eu consum mulți cartofi. Adică o dată la două zile eu am cartofi în dieta mea. Nu am absolut nicio problemă de absorție, de digestie funcțională, cognitivă, cum credeam și eu de altfel. această. Nici pancreasul nu era nu există chestii de genul. Nu am fluctuații de energie, mă simt tot timpul focusat. De ce? Pentru că am descoperit. M-am uitat la felul în care el se degradează în organism. Este simplu. Dacă vorbim de glucide? Păi clasa glucidelor, putem să includem glucidele și sănătoase. Nu că avem uh, fructele, legumele și ele sunt până la la glucide. Doar că eliberarea din cauza sau datorită fibrelor, că asta e o conotație pozitivă, eliberarea zahărului în sânge vrează o perioadă mai lungă de timp. Ceea ce ne ajută pe noi să absorbim mai multe informații, energia este eliberată prin pipetă, adică ai energie constant, nu este energie care fluctuează. Problema este cu energia care fluctuează, adică se eliberează foarte mult zahăr într-un timp foarte scurt. Când se întâmplă asta? Când consumăm ce? Când consumăm când alimente care produc acest lucru. Adică ce? O ciocolată care... Da, putem să-i spunem și ciocolată care conține foarte mult zahăr. Alimente care sunt construite, alimente dintre astea de raf pe care noi le consumăm rapid, ne simțim bine, nivelul de glicemie se reglează pe o perioadă lungă de timp, după care se creează un spike glicemic. Creierul este privat prima dată, după care el este deprivat de zahăr și starea de craving va apărea instantaneu. Pofta de dulce e o foame ascunsă, eu așa o consider. Ai consumat ceva cu care tu ești obișnuit sau care vrei să, îl, să te hrănești repede, e o hră, hrănire falsă pentru că hrănirea respectivă, ok, din punct de vedere informațional, toate aceste uh, chimicale au fost eliberate în corp. Dar ce facem cu informația alimentară, că ea nu există. Și atunci organismul își cere din nou drepturile sau dreptul și spune, ok, am consumat acest aliment, da ceva, e frumos, dar peste o oră repede. este nevoie să mai îmi dai încă un pic. Și această buclă devine ca un cerc vicios în fiecare zi pentru că tu nu știi unde să oprești. Dacă alimentul tău ar conține sau masa ar conține o cantitate crescută de proteine, de aminoacizi, lipide și glucide, bineînțeles, pentru că și ele sunt relevante și foarte importante, atunci degradarea glucidelor este cumva încetinită și de către lipide, proteinele au timp să își creeze diferite molecule, să repare țesuturi structuri, dar cel mai important este că nivelul tău de energie este constant. Claritatea ta mentală este eficientă, focusul, starea de bine Iritabilitatea nu este prezentă pentru că omul modern este foarte iritat, foarte compulsiv, instinctiv așa în tot ceea ce face. Să nu mai spunem partea informațională. Nu știu cine mai are timp să dezvolte, să creeze, să citească. ADHD-ul ca și stări psihosomatice din ce în ce mai prezent. Dar și foarte clar că este o infuzie foarte mare de zahăr într-un creier al copilului. Păi asta, că în general se spune despre copii, nu-i mai da dulce că nu mă mai înțeleg cu el. Da. E o legătură? Spune mama bunicii. Cred da. că așa se întâmplă. Da. Este o, o legătură. Dulce. Este o legătură, corect. Copilul acela, oricum, el are un rin cardiac mai crescut, are nivelul de glucoză mai ridicat în sânge în perioada lui de creștere. Dar ce nu știu mamele este că un copil are nevoie de mult mai multă proteină gram pe kilogram corp pentru că este în creștere alimente care produc inflamație în organism. Care sunt? Alimentele care oxidează foarte rapid, încă o dată mă întorc la toate aceste uh -huh. alimente de de raft, de ce? Pentru că nu vreau să le dau acum denumire, pentru că pot fi foarte multe, spre exemplu, la mine poate glutenul, dar la altcineva poate uh, lactoza. Da, spui mai Sau multe caseina. Cineva se la, identifică? Exact, la fermenții aceea nu mai spun la vârsta de 3 ani ei dispar. Noi chiar am consumat ancestral uh, să spunem, lapte sau brânză, brânzeturi. Dar știu că și în familia mea consumăm foarte rar. Consumam o dată la săptămână, o dată la două săptămâni. Acum se consumă diferite variații de brânză zilnic. Uh, lapte, zilnic. Este prea mult. Și atunci se pot crea reacții de intoleranță. E ok, poți să consumi, dar să nu fie baza creșterii tale. Pentru că reacțiile proinflamatorii, mucusul excesiv, reacții oxidative în urma uleiurilor vegetale bogate în omega-6, în combinație cu anumite alimente, pot crea reacții de tip inflamator la nivel de organe, nu? la nivel de creier și creierul se inflamează. De ce nu? Și el este un organ. Trebuie să-l privim ca pe un organ, nu ca ceva de care ne folosim în permanență în, în ziua noastră, în ce facem noi. Mi se pare că e un computer de bord. Da. care gestionează tot, dar exact. cumva care nu are nicio problemă și nu îl afectează da, nimic. Da, e ca și cum nu e al nostru, da. nu ne interesează. În schimb, inima, știm că dacă am avea o simptomatologie, am fugit repede la... Dar când descoperim o simptomatologie la nivel de creier, hai că merge. Pare că n-ar fi un organ atât de important pentru omul modern, deși eu îl consider cel mai important în momentul de față, pentru că dacă creierul este hrănit, celelalte organe, Îți garantez că sunt hrănite și ele. Un invitat îmi spunea că a ajuns medicina atât de știință, atât de avansat, încât te poate schimba ca la serviciu să faci transplant de orice. Uh -huh. Doar că la creier acolo nu există acces. Da, da, da. Și este cel mai important, încă o dată mă repet, organ care noi avem nevoie acum. Nu doar noi, dar și copiii, modul în care ne vom dezvolta, modul în care vom evolua. Avem nevoie de creierul nostru nu doar să, inf să luăm informații din mediul exterior, dar să și educăm oamenii din jurul nostru. În să direcția. luăm decizii? Exact, decizii clare, corecte. Viziune, strategie. Corect, și corect, nu, corect. Nu poți să le faci atunci când nu ai limpezime. Uh -huh. uh, alimente care atacă sistemul imunitar. Alimente care atacă sistemul imunitar. Sau un gen de alimentație. Păi alimentația asta cât mai compulsivă. Alimentație de tip, de tip street food, junk food, fast food. Um, o alimentație care combină niște substanțe nebenefice omului. Poate că adolescenții spun domne, lasă-mă că vreau să mănânc ok e perfect de acord. Toți am trecut prin acea perioadă. Dar consumul să fie cât mai rar sau să fie un consum cât mai controlat. Pentru că tu în perioada ta de creștere ai nevoie de alimente care să-ți mențină capacitatea de dezvoltare corectă a organelor. Altfel, depozitul acela, în urma consumului de diferite tipuri de alimente, se regăsește pe aspectul nostru fizic. Da. Ce arăți mai bătrân? Și pentru arăți că mai ai bătrân. bătrân. Când oamenii spun, cred că am întinerit cu 10 ani, îi spun, nu, așa trebuie să arăți la vârsta ta. Nu ai întinerit cu 10 ani, așa trebuie să arăți la vârsta aceasta. Cum vezi industria de fitness? Unde crezi că la nivel de alimentație ei au niște obiceiuri bune și unde crezi că greșesc? la nivel de alimentație au obiceiuri bune din punct de vedere al clarității alimentului, din punct de vedere al modului în care consumă, consumă alimentul. Deci au, au și partea asta bună. Unde merg în extreme și foarte mulți recunosc este diferite sporturi de performanță, nu neapărat industria fitness, dar toate sporturile de performanță unde încep să se administreze diferite substanțe, unde încep să se creeze niște corpuri artificiale pe o perioadă scurtă de timp, iar copiii văd acest lucru și iau ca model și uh, merg mai departe pentru că nu li se spune, măi, stop, stai un pic. Pentru că copii de 15-16 ani ajung în săli să-și administreze substanțe de genul acesta. Mizează mai degrabă pe aspectul fizic. și că aveam toate cărțile de culturism, pe, uh, pe ani le aveam structurate, dar acei culturiști ai acelor vremuri aveau un respect față de sportul respectiv, înțelegeau. Cum să lucreze cu corpul lor și nu exista atât de multă expunere socială încât ei să-și accelereze aceste uh, intenții pe care le aveau legat de, de corpul lor. Și au uitat uh, că organismul, până la urmă, este un proces biologic de dezvoltare naturală, iar foarte multe uh, infuzii de tip proteice în cantități industriale pot crea boli cronice sau uh, chiar și cancer. Sunt foarte mulți tineri sportivi. Uh, care au diferite probleme de genul acesta. De ce? Pentru că există o infuzie atât alimentară, diferite tipuri de proteine, dar știm și cea anabolizantă, știm diferite substanțe de genul acesta. Și te aștepta ca un om care face sport, de fapt, să fie cel mai sănătos. Da. Sportul este, cum a spus Dan Stuparu, un renumit profesor de karate, a fost și președintele Asociației Române de Shotokan, longevitatea este dată de flexibilitatea și elasticitatea corpului. Și cu asta a încheiat pledoaria. Pentru că niciun centenar, dacă ne uităm, tot acum suntem în zona asta de bluzon, de trăim până la 100 de ani, infuzăm foarte mulți bani aici, niciun centenar nu se bazează pe lucrul acesta. Deci dacă te uiți la ei, toți au niște structuri normale. Ei au alte scop, comunitate, pasiuni, Lipsa pensiei nu interesează pe nimeni de zona asta. Cercetare, cum sunt cei din Lomalinda, în care cercetează evoluția lor, să vadă mediul. Da, o parte dintre ei consumă proteină animală, o parte dintre ei nu consumă proteină animală. Dar nu au, în perimetrul lor, în Lomalinda, apropo, nu au restaurante fast food. Nu că se votează ce restaurant să intre în zona lor. Adică, comunitatea votează, decid, decid cu mânuța lor, sunt sub se creează, practic, urne de vot dacă restaurantul respectiv, în ce condiții, cum este produsul, poate să ajungă acolo. În, în, Icaria, în, în Icaria, în Sardinia, în, în, acolo mai spunem că nu ajung, adică în, în Ogliastra, în Baunei, nu are cum să-ți ajungă fast-food acolo. Acolo trăim în pantă, nu, nu poate să ajungă o sursă. Deci, sursele sunt clar naturale și efortul fizic este permanent. Să crești animale și să plantezi în pantă, în unghi, este extrem de dificil. Am vorbit foarte mult de latura emoțională corelată cu alimentația. Eu o liniște așa în zona asta a hormonilor. Până la urmă, corpul se atacă, iar dezechilibru hormonal este tot o carență nutrițională. Poate fi și una evolutivă, pentru că persoana respectivă, gen sexul feminin, ajunge într-un schimb de hormoni, știm, perioada de tranziție a femeii și așa mai departe. Dar ce ne interesează este felul în care se simte. Pentru că acest lucru nu putem să-l împiedicăm. Dar felul în care se simte persoana respectivă. Și am observat în, în apropierea ciclului menstrual acele reacții foarte puternice ale organismului care sunt diminuate cu ajutorul alimentației. Foarte mult. Aproape inexistente. Și deci ce înseamnă? trebuie să trecem prin chinurile facerii ca să simțim că suntem oameni. Asta e un dar, ne l-a oferit Dumnezeu, ne-a spus, uitați, astea sunt pentru voi. Sunt ale voastre, sunteți la liber, asta este tot ce aveți voi de făcut. Asta înseamnă că femeile ar trebui să aibă Grijă la ce mănâncă. Da, nu doar femeile, dar hai să acum no. să ne adresăm lor. Să aibă grijă la ce mănâncă, felul în care consumă. Femeile clar sunt predispuse conform tipologiilor să consume mai multe lipide și mai multe glucide noi. Masculinitatea consumă mai mult proteic pentru că el, este, el are zona de atac, zona de a căuta, de a cerceta. Dar deficitul nutrițional, nutritiv este de ambele tabere. La fel, iar disfuncția hormonală va apărea în urma unui consum disfuncțional de alimente, în urma unui stres, pe perioadă cât mai lungă de timp, unui stres proxidativ, ce va genera o simptomatologie de genul acesta. Există un tipar genetic, sunt foarte multe zale care se leagă să formeze acest lanț, dar noi putem să, să scurtăm sau să lungim lanțul. Ce sfat ai da celor care ne-au ne-au urmărit ca să-și îmbunătățească starea fizică, starea psihică și emoțională. Cel mai important sfat este să mănânce. Am observat că acum, în ultima perioadă, există un trend dintre acesta cu a nu mânca ca să trăiești mai mult. Asta este o iluzie din punct de vedere alimentar, pentru că sunt anumite și am observat că foarte mulți bărbați promovează acest lucru, dar femeile sunt programate diferit din punct de vedere al alimentului. Ce trebuie să căutăm este calitatea alimentului, să consumăm alimente benefice sănătății noastre, pentru că schimbul informațional de resturi metabolice se, se realizează cu ajutorul alimentului nou, adică noul va prelua vechiul și îl va elimina. Dacă nu există asta, se creează o, o inflamație naturală în corp pentru a sedimenta anumite substanțe și a le elibera într-o anumită stare. Deci, un om în momentul de față îl consider nefericit din mai multe puncte de vedere. 1. Nu, nu consumăm de ajuns de multe alimente calitativ nutriționale, 2. informația din mediul lui, cum ne spune și genetica are un impact foarte major, un impact foarte major a felul în care el se simte. Toxinele, impactul toxinelor asupra mediului și exercițiu fizic. Ori suntem la extrem de găfui, murim în sală, ori nu mai facem absolut deloc. Și atunci trebuie să ne căutăm starea de mijloc, calea de mijloc. Calea de mijloc este una cât se poate de naturală, dacă vrei. După aceea, dacă vrei să treci la pro, la semi-pro, să faci acele ture de care spuneam eu, 10-20 de ture de stadion sau de bazin, e ok. Dar nu poți să începi direct așa. Pentru că nici nu ești programat să faci asta. Mulțumesc frumos, Aurelia da, Vasile, pentru eu. sfaturi. Mulțumim și dumneavoastră că ați rămas până la final și că ne-ați urmărit. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine! Emisiune susținută de Hills Development. Dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.